Andrei Brisc, legitimat la Clubul Sportiv Municipal Zalău, s-a oprit doar în finală, atât la simplu cât și la dublu, în cadrul turneului de tenis Pamira de la Sibiu. Considerat unul din cei mai promițători și de perspectivă tenismeni ai Clubului Sportiv Municipal Zalău, Andrei Brisc și-a confirmat valoarea și la Sibiu. Desemnat cap de serie numărul 1 în proba de simplu al turneului dotat cu trofeul Pamira, Andrei Brisc a evoluat bine și a bifat 3 victorii pentru a ajunge în finală. În turul 1, Andrei a obținut o victorie scurtă 6-0-6-0 în fața lui Cristian Florea de la Tenis Club San Baia Mare. În sferturile de finală, Andrei Brisc a trecut foarte greu de localnicul Alexandru Stuparu de la CSM Sibiu, pe care l-a învins în urma unui meci maraton, cu scorul de 7-6-6-4. Calificat în semifinal al turneului, Andrei a avut un meci destul de ușor în fața partenerului său din proba de dublu, Cristian Corcoană. Zălăoanul a încheiat partida în două seturi, scor 6-2-6-4, după care, în finală, nu a mai reușit aceeași evoluție bună și a pierdut șansa câștigării trofeului suprem, pierzând cu scorul de 6-4-6-2 în fața bucureșteanului Andrei Gaiț de la Clubul Dinamo. În proba de dublu au fost înscrise doar 5 cupluri, iar în această probă Andrei Brisc a făcut pereche cu Cristian Corcoană din Luduș. Porniți din postura de favorit numărul 2 la cucerirea trofeului, cuplul Brisc-Corcoană a beneficiat de tur liber în prima fază a tabloului principal și băieții au jucat direct în semifinale. Andrei Brisc și Cristian au dat dovadă de multă voință și tărie de caracter în primul lor meci la dublu. După 6-7 în primul set, Andrei și Cristian au revenit în joc și au câștigat duelul disputat în compania cuplului Filip Popa după un meci maraton. După 6-4 în setul 2, zălăoanul nostru și partenerul său s-a impus în super tiebreak cu 13-11 și s-au calificat în ultimul act. Misiunea cuplului Brisc-Corcoană a fost la fel de dificilă și în finală. După 3-6 în primul set, Brisc și Corcoană au egalat situația pe seturi după 7-6 în actul 2, iar în super tiebreak s-au impus cu 10-7 și au obținut trofeul Pamira la dublu.